Deci avem dreptul la observatori și mi-am luat legătura cu câteva ONG-uri și ne vor ajuta cu persoane din structura lor ca observatori în secțiile de votare. Sigur, n-au dreptul la a număra, dar a supraveghea modalitatea în care se numără sau discuțiile care pot apare în legătură cu turismul electoral sunt suficiente ajutoare, deci, din punctul ăsta de vedere, care ne-l pot da pentru ca să fie alegeri corecte, în general vorbind.